În această seară vom trăi bucurii de muzicii cu prilejul unui concert de excepție pe care ne-l oferă Quintetul Avangard și invitații săi, pianistul Elvis Condrea și directorul și solistul instrumentist. Întrucât genericul concertului este tangoul, vom face câteva precizări legate de acest gen muzical. Tangoul, la origine, este un dans sud-american, îndepărtat de origini africane, cristalizat la gen în Argentina și înrudit ritmic cu Hawaii. Dansul s-a născut pe la jumătatea secolului al XIX-lea, în suburbii sărace din Buenos Aires, care adăposteau emigranți de pe toate continentele. Aici, ritmurile afro-argentiniene s-au întâlnit cu cele ale dansurilor tradiționale ale emigranților. Unii cercetători afirmă că termenul tango provine din fuziunea a două cuvinte care se referă la toba. Una ar fi shango, din dialectul bantu congolez, desemnând pe zeul tobei, iar celălalt tambor, care în spaniolă ar însemna toba. Mai târziu, ajuns în Europa, tangoul a suferit profunde transformări stilistice, devenind dans de salon și cunoscând o mare popularitate, începând cu perioada interbelică. Dansul este o combinare simplă și totodată sofisticată de senzualitate, pasiune și melancolie, o dimensiune singulară a unei complexe palete de trăiri și sentimente antagonice. Dintr-o formă de artă locală, a evoluat în ceea ce dramaturgul irlandez George Bernard Shaw numea o expresie verticală a unei dorințe orizontale. Tangoul este pur și simplu o conversație între doi oameni care trebuie trăită organic și mental. Poetul, jurnalistul și graficianul român Rudy Roth spunea că dansatorul de tango este un pictor care pictează muzica cu propriile tălpi. Quintetul Avangard, care concertează în această seară, a fost mai întâi quartetul cu același nume și a luat ființă în 2017, având în componență instrumentiști ai Filamon și Mihail Jora din Bacău. Până în prezent au concertat la Bacău, Măinești, Onești, dar și în Italia, unde au participat la două ediții ale festivalului Armonia de la Magna Grecia, la Tropea, colaborând cu renumitul pianist Emilio Aversano. Acestui proiect i s-a alăturat și contrabasistul Stelian Restăriță, solist instrumentist, artist cu o activitate concertistică de 35 de ani în Filarmonica Bacovan, orchestră împreună cu care a cântat în peste 1000 de concerte în Europa și Statele Unite. De asemenea, Quintetul colaborează și cu Elvis Condrea, pianist cu o bogată activitate concertistică, pasionat de jazz, gen muzical pe care îl consideră ca fiind, citez, o formă de libertate, deoarece prin el te regăsești fără a te raporta la alții. Invitat special în acest concert de excepție este Roberto Salvaraio, dirijor și solist instrumentist, organ, clavecin, baian. Muzicianul italian are un palmares impresionant, atât ca solist instrumentist, cât și ca dirijor. Ca solist a concertat în Europa, Japonia, Statele Unite, iar ca dirijor a fost la pupitrul unor renumite orchestre din Europa, Asia, America de Sud. În România a dirijat Orchestra de Cameră Națională Radio, Orchestra Filarmonică de Stat Transilvania din Cluj, Filarmonice de Stat din Bacău, Ploiești, Arad, Târgu Mureș. În această seară va cânta alături de Quintetul Avangard la baian, o variantă a acordeonului. Programul concertului cuprinde piese de labirintă popularitate, aparținând unor compozitori de tango. Unii dintre ei au compus muzică pentru coloana sonoră a unor filme. Pentru început vom asculta piesa Ceramă la de Ennio Morricone, cel care a compus muzica pentru peste 500 de filme. Melodia Ceramă la face parte din coloana sonoră a filmului A fost cândva în vest, în regia lui Sergio Leone. Apoi, piesa Oblivion, Uitare, din coloana sonoră a filmului Henry al IV-lea, regizor Marco Bellocchio, compusă de celebrul compozitor, chitarist și bandoneonist Astor Piazzolla. El a pus bazele noului tango, Tango Nuevo, în care fuzionează elemente de jazz,
gândite. Urmează tema de dragoste, din coloana sonoră a filmului Cinema Paradiso, compusă de Andrea Morricone, fiul lui Ennio Morricone. Primul grupat de piese se încheie cu Decalismo al lui Astor Piazzolla. Se ascultă!
Thank you.
Thank you.
și a dedicat concertul. Se numește Tango Pur Blood. Thank you.
afective. Ceea ce am ascultat în seara aceasta, cred că confirmă ceea ce spunea Sergiu Celibidache, că muzica îl atinge pe om acolo unde nici cel mai profund gând nu ajunge. Și muzica nu trebuie înțeleasă. Muzica trebuie trăită. Iar lucrul acesta nu poate avea un viitor.